Salut! În acest video am să prezint cum poți face ușor glafurile la o ușă sau geam, în funcție de ce este. Eu am pus ramă pentru a face prima oară glaful sau stai că îi se mai zice și paleți, ceva de genul. Cel puțin în zona în care sunt eu o să numesc glafuri. Am pus contur șipcă de lemn prinsă cu șuruburi sau de bluri în funcție de ce suportam. E pus la 90 de grade cu partea de aici. La 90 de grade. Ulterior o să vin odată încărcat ori 2-3 mm cu gled, ori pun o placă de rigips să ajungă până aici, adică o placă de rigips de 12 mm și o să încarc complet. Acum încarc exact cât este tâmplăria. Când tencuiesc pereță, o să mut ramele astea din coace ca să-mi iasă contură perfect, să nu se rupă colțurile, să nu mă chinui de 7.000 de ori. Oricum, când o să dau cu cleta, o să pun colțare metalice, dar nu pun colțarele, acum colțarele de tencuială. Am eu așa o dilemă că alea ruginesc și mi-o să rugină prin, chiar dacă sunt zincate sau ce ar mai fi. Eu nu prea folosesc echer sau vinclu, am asta tăiat perfect la 90 de grade pe un CNC. Cam așa pun eu ca să tencuiesc. Cam asta e diferența care e. Acolo aici e mai puțin. Cam așa e și aici, după cum se observă. Când o să termin de încărcat aici și o să pun și la geam. Nu stau să mă chinui odată să caut nu știu câte șipci perfect drept. Le fac pe rând, că nu mă grăbește absolut nimeni. Dacă eram să fac pentru altcineva acolo, da. Puteam să aliniez întâi toate geamurile, ușile și după aceea când mă băgam, făceam pe toate. Eu am lucrat în Germania, cum ar fi distanța asta aici, să lăsa toată, să punea puncte de material. Și pur și simplu lipeai o placă de rigips și glaf. Și era distanță liberă aici, dar nu prea am eu încredere să las liber. Oricum mă gândesc serios, după ce fac glaful aici să-l fac drept ca lumea, după ce îi pun placă de rigips, fac glaful să vină 1,5 cm peste rama de la tâmplării. Am să revin cu ele când-s gata cu glaful.